lovit de mai multe ori cu un cuțit în spate, sunt declarațiile șocante ale fetei de 19 ani din satul Cobusca Veche din raionul Lanării Noi, care ar fi fost înjunghiată acum două zile de către un amic. Victima spune că băiatul a atacat-o după ce l-ar fi refuzat să întrețină relații sexuale cu el. Astăzi, individul a fost adus în fața instanței și a primit mandat de arest pentru 30 de zile. Este cercetat penal pentru tentativă de omor. Incidentul s-a produs miercuri după ce, potrivit poliției, victima împreună cu suspectul ar fi băut toată noaptea într-un bar din localitate. Spre dimineață, cei doi au ajuns acasă la bănuit. Pe de altă parte, fata neagă faptul că ar fi consumat alcool în compania presupusului agresor și spune că, de fapt, ar fi fost impusă să meargă în locuința individului, unde i s-ar fi cerut să întrețină relații sexuale. Eu am spus că vreau să mă duc acasă, că e târziu de anul. Și el a trântit cu pumnul masă și el a spus că nu te duci nicăieri, eu vreau și eu cu tine azi, eu vreau să dorm cu tine de părinte. Eu zic că nu vreau. Adică eu am prieten, zic și-ți permis așa cum mi se face. Tânăra spune că după o ceartă de câteva minute a plecat din locuința individului, dar acesta ar fi mers după ea. Eu țin minte numai că la minimum așa era sânge foarte mult. El m-a lovit cu cuțitul în cap, de de. Am pierdut cunoștința la dânsul în braț și el totdeauna ne trăgea. Eu nu știu cum mi-a luat puterile, mă rugam la Dumnezeu, treptam de puterile să mă ridic. Fata spune că a reușit până la urmă să scape de mâinile individului și a fugit acasă. Bunica ei a chemat ambulanța, iar tânăra a fost internată și a suferit o intervenție chirurgicală. La două ore de la incident, poliția l-a identificat pe suspect. Un tânăr de 23 de ani din aceeași localitate cu victima, care, potrivit oamenilor legii, nu își recunoaște vina. Bănuitul a refuzat să vorbească în fața camerelor de luat vederi. Ați lovit-o cu cuțitul sau nu? Oamenii legii spun că individul ar fi încercat să scape de pedeapsă. El și-ar fi tăiat palmele, iar ulterior le-a declarat anchetatorilor că în noaptea incidentului ar fi fost atacat de mai mulți tineri. La moment este pornit urmărie penală în baza articolului 27-145 alineatul 1 cod penal, adică tentativă la omorul unei persoane care riscă pedeapsa, adică prevede pedeapsa de la 10 la 15 ani privațiuni de libertate. Dacă va fi găsit vinovat, suspectul riscă până la 15 ani de pușcărie.